Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de marți, 8 decembrie. Hai să scoatem o carte pentru situația de dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră și finanțe. În dragoste avem aici o carte care combină foarte frumos energia arcanei majore, împăratul, cu cea arcanei minore, regele de săbii. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, astăzi o să vă vedeți partenerul sau partenera într-o nouă lumină, o să vă dați seama că sunt mai înțelepți, mai experimentați decât v-ați dat seama până acum și lucrul ăsta vă face să-i respectați mai mult, să-i apreciați mai mult. Dacă aveți o problemă la locul de muncă, puteți să cereți ajutorul sau sfatul partenerului sau partenerei voastre de viață, pentru că o să vă dea un sfat foarte înțelept, o să vă ajute să faceți o strategie pe termen lung foarte bună pentru voi. Pentru cei care sunteți singuri, e posibil să cunoașteți o persoană la locul de muncă, s-ar putea să fie o persoană mai în vârstă, poate cineva din zodia berbec sau din gemeni, balanță sau vărsător, o persoană experimentată, cu autoritate, o persoană foarte înțeleaptă și foarte calculată. Pe domeniul sănătății avem treiul de săbii. Aici văd că ceva din starea voastră emoțională vă afectează fizic. Aveți foarte mare grijă pentru că atunci când sunteți stresați, supărați, obosiți, imunitatea voastră scade și lucrul ăsta poate într-adevăr să vă afecteze fizic. Pentru cei care aveți anumite probleme emoționale, vă recomand să căutați sfatul unui medic, a unui terapeut, psiholog sau psihiatru, depinde de genul problemei voastre. Este foarte important să lucrați asupra acestor probleme, pentru că altfel o să vă dea mari bătăi de cap și o să vă influențeze toate domeniile de viață, da? Dacă nu reușiți să treceți peste acest blocaj, peste acest impas emoțional, o să vă afecteze și relațiile, o să vă afecteze și situația financiară, o să vă afecteze și corpul vostru fizic, organismul vostru. Mare grijă dacă aveți un început de depresie, căutați sfatul unui specialist, nu lăsați lucrurile așa cum sunt, da? Nu băgați lucrurile sub preș, pentru că la un moment dat toate lucrurile astea băgate sub preș o să-ți fac o gâlmă așa de mare acolo sub preș încât o să te împiedici și o să-ți spargi fața. Da? Hai să vedem în privința banilor, a carierei, a situației financiare. Aici avem o carte foarte frumoasă care combină în ea energia arcanei majore îndrăgostiții cu cea arcanei minore, șasele de cupe, da? După cum ziceam, aici este o legătură între partenerul, partenera de viață sau un posibil partener, parteneră și jobul vostru, locul de muncă sau afacerile sau, și investițiile de care sunteți interesați. Dacă vă gândiți să investiți în ceva legat de domeniul cosmeticii, într-o afacere care se ocupă de creme de față, produse cosmetice sau de coafor, de înfrumusețare, de orice fel, pare să fie o afacere bună, stabilă, da, o investiție care poate să vă aducă mari succese, mai ales dacă intrați în această investiție, în această afacere împreună cu cineva din zodia berbec, gemeni, balanță sau vărsător, mai ales berbec sau gemeni. Dacă e vorba aici de parteneriat de afaceri între un berbec și cineva din zodia gemeni, clar o să aveți foarte mare succes. Pentru cei care nu vă gândiți să începeți o afacere nouă, s-ar putea ca azi să aveți de făcut o alegere, da? Să vi se facă două oferte de muncă, două propuneri, să vi se pună în față două proiecte, două lucruri între care trebuie să alegeți. Alegeți înțelept. Și dacă nu știți pe care cale să o luați în cariera voastră, căutați sfatul partenerului, partenerei de viață sau a unei persoane din zodia berbec, gemeni, balanță sau vărsător. Hai să scoatem și un card din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii
felul în care se aplică această energie pentru voi, dați un like, share, subscribe și hai să vedem cartea aceasta care a vrut să sară. Mă pot vindeca la toate nivelurile. Vindecarea înseamnă să întregesc și să-mi accept toate părțile ființei mele, nu doar părțile care îmi plac, ci întreaga mea ființă. Da, un mesaj foarte frumos care vine peste acest 3 de săbii și care ne arată că e foarte important să ne acceptăm, să ne iubim și să avem grijă de noi. Da? Acest 3 de săbii clar ne arată că e o problemă undeva. Și cartea aceasta ne arată că trebuie să acceptăm și această problemă ca fiind parte din noi și trebuie să facem ceva în această privință, da? Doar pentru că acest lucru există în noi la momentul actual, nu înseamnă că nu putem să schimbăm ceva. Dar această dorință de schimbare, această dorință de a acționa, de a ne îmbunătăți, trebuie să vină dintr-un loc de iubire. Așa ne demonstrăm că ne iubim pe noi înșine, ajutându-ne atunci când avem nevoie, cerând ajutor atunci când avem nevoie și când nu putem să facem lucrurile singuri. Mesaje foarte frumoase pentru ziua de azi. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!